Pentru cei care stau la bloc, ca și mine, și vor să-și facă totuși un sistem de energie cu panouri voltaice, eu am încercat unul pe interiorul apartamentului. Respectiv, am cumpărat niște panouri, am măsurat să mi se potrivească în geam, dar să mai rămâne așa un pic de lumină. Cam astea sunt caracteristicile la panourile mai mici. Astea la panourile mai mari. Astea sunt de 40 W, celălalt este de 30 W. Am 6 panouri, o să vi le arăt și pe alealte imediat. Ăsta le-am prins cu scotch. Efectiv lipite. Le-am poziționat în geam. Am făcut legăturile. Și aici am bateria. Am o baterie de 70 de amperi, un regulator de încărcare chinezesc care rezistă până la 20 de amperi. Exemplu, acum panourile astea 3 plus celelalte 3 care se le arăt imediat, îmi încărcă cu 4 amperi. Bateria încărcată 94% la 13,6 volți. Regulatorul de încărcare mi-e poziționat să mă încarce până la maxim 13,8 V ca să protejez bateria. Când am cumpărat panourile, știam că dacă am o baterie de 70 de amperi, trebuie să încarce teoretic un curent de 10% din valoarea bateriei, adică cam în jur de 7 amperi. Nu mi-a băgat mai mult de 5 amperi când bate soarele bine niciodată. Întâmplarea face ca apartamentul la care stau să fie cu răsăritul pe o parte și apusul pe aia la altă parte de bloc, așa că 3 panouri le-am pus pe o parte de bloc și 3 panouri pe cealaltă parte. Totdeauna când montați un regulator de încărcare, prima dată se montează bateria, firele astea de pe mijloc, și abia după aia montați panourile solare, astea de pe stânga, iar ceia se pe dreapta, în cazul regulatorului ăsta. Eu i-am mai pus încă un contact general, am aici un plus și un minus, în cazul în care vreau să alimentez un televizor, un frigider cu 220, îi leg un invertor, am un invertor și realizez alimentarea. Dar deocamdată alimentez cu 12 V, cam toate dispozitivele din casă care se alimentează pe 12 V. Adică, o să vă arăt mai imediat, un PC care consumă în jur de 5 amperi și receptoarele de televiziune, routerul, un radio și cam la asta folosesc. Nu cred că pot folosi și pentru 220 să alimentez televizoare și așa mai departe, pentru că mi-ar descărca bateria foarte, foarte repede. Panourile astea solare nu încarcă absolut nimic noaptea. O să mă gândesc ce să fac și pentru treaba asta. Și când calculați, cam așa să calculați, dacă o baterie are 70 de amperi, indiferent pe ce e bateria, pe gel sau bateria auto de asta mai ieftină, să vă gândiți că aia 70 de amperi, de exemplu, dacă aveți un router care vă consumă 1 amper,
în 70 de ore vă o duce. Dacă mai aveți un router și în plus un calculator care vă mănâncă în jur de 5 amperi, aia înseamnă 5 cu 1, 6 la 70 de amperi vă consumă în aproximativ 10 ore, deci în 10 ore vă descarcă. Vedeți că oscilează în funcție de cum bate soarele. Ăsta, regulatorul mai are și o sondă, asta e sonda, care mi arată și temperatura la fața locului, 19 grade din când în când o să vedeți. Acum o să mută pe 19, deci 19 grade aici, 94% încărcarea bateriei. Astea și celelalte trei panouri solare. Acum am soarele pe răsărit. Pe partea asta altă de bloc. Când trece undeva pe la prânz, n-am soare nici pe un panou, nici pe altul, atunci am încarcă cam cu 1 amper bateria de pe o parte și de pe alta, de pe trei panouri pe care nu-mi bat soarele. Iar când e noros bine, nu mă încarcă cu nimic sub 1 amper. Ăstea le-am fixat. Am dat niște holsuroburi în termopane cu sârmă. Făcut legăturile și am tras cablul care merge tot la bateria aia. Astea sunt panourile alea de 40W, deci am 3 panouri de 40W și 3 panouri de 30W. O să vă arăt acum și la ce folosesc toată instalația asta. Nu știu, n-am calculat cât economisește, a fost un hobby și o dorință mea să fac treaba asta. Mergem dincolo. Cei 12V de la baterie îmi vin aici, de unde alimentez amicul ăsta, meculul, calculatorul, radio, routerul și așa mai departe. Dacă le pornesc pe toate, îmi consum în jur de 7 amperi, deci mai puțin decât încarc într-o zi. Hai să vedem și ce e înăuntru. Asta e nebunia dinăuntru. Tot ce am conectat întrerupătoarele toate pe plus, nu conectați nicio altă alternativ, să zic, un stabilizator pe plus, unul pe minus, că o să aveți surprize, în sensul că se poate face masă, știu, prin cablu de net, prin mufa HDMI sau prin altceva și te trezești că vrei să pornești, de exemplu, calculatorul și să mai pornește și altceva, alt dispozitiv care din greșeală l-ai conectat cu întrerupătorul pe minus. Aici sunt niște stabilizatoare. Unele sunt pe 5V, altele pe 9V, depinde care cât consumă. Am și una de putere pentru calculator care mănâncă în jur de 5A. O să și pornesc, să vedeți. Curentul ăsta e numai curent continuu, deci tot ce-mi vine de la baterie, astea sunt firele, astea două. Intră aici, merg la întrerupătoare, de la plus le dă la stabilizatoare și de la stabilizatoare merg înapoi până tot felul de cabluri la tot ce am în casă. Hai să pornesc și calculatorul să vedeți cât consumă. Bun, am ajuns
Acum, după ce am pornit calculatorul, am 0,6 amperi consum la pornire. Acum a scăzut la 5 amperi. În sfârșit oscilează un pic și îmi încarcă astea 6 panouri numai 4 amperi. Vezi că povestesc numai de amperi, nu povestesc de tensiune, deoarece bateria e în amperi și v-am explicat mai înainte în cât timp se consumă. Mă gândesc să fac, am și început de fapt, o instalație dintr-un motor de hoverboard pentru am încărcat și nu neapărat pe timp de noapte, ci când am un consum foarte, foarte mare, atunci să pornesc și instalația respectivă ca să nu se consume bateria prea mult. De exemplu, mai înainte au fost 13,6, mi se pare, volți pe baterie și acum am numai 13,2, adică se consumă. Stabilizatoarele le-am pus, normal tot ce era pe 12V puteam pune fără stabilizator, dar am vrut eu să fiu mai sigur că e mai bine așa. Cam asta e cu panourile fotovoltaice montate în interior, pe partea de interior a geamului, ca măsură de siguranță la ce vânturi au fost în ultima vreme așa bruște. Dacă le-aș fixa în afara apartamentului, cred că mi le-ar arunca. Deci nici nu știu ce sistem de prindere ar trebui să-l fac pe pereți, astfel încât să reziste la un vânt mare, să nu mi-l zboare sistemul respectiv cu panouri cu tot. Mulțumesc!